Vă salut, bune mei prieteni, trecem de zor la treabă. Eu astăzi am multe subiecte și din agenda internă a teritoriului ăsta în care trăim noi, dar și că nu mai pot să-i zic țară. Nu mai pot să-i zic țară pentru că, în fine, avem timp să vorbim la subiect. Dar începem cu cele mai importante știri. Primul pe agenda publică este războiul și despre asta trebuie să vorbim. Spuneam cu ocazie, spuneam fiind la o televiziune că atunci când nu vorbesc de război sau atunci când mi se abat gândurile la altceva, mă simt oarecum vinovat în fața ucrainenilor că fac asta. Plus, vreau să vă spun că întrucât acest război a intrat într-un război de rutină, mai multă lume, așa e lumea, nu învinuiesc lumea, mai multă lume începe să se preocupe de alte probleme și e bine să se preocupe de alte probleme, mă refer la probleme economice, probleme personale, tot felul, dar eu vă rog pe dumneavoastră și pe toți cei care mă ascultă și celor care le spuneți noastră, nu uitați nicio clipă. Deci noi putem contribui cu sprijinul nostru, cu gândurile noastre, cu tot ceea ce facem, spunându-le altora despre acest război, promovând o agendă a rezistenței împotriva acestui război, luptând împotriva idioților pacifiști, idioților care o țin langa până acum cu domnule, vrem pace. Am văzut astăzi mai multe manifestări publice copiilor, pace, pace, pace. Da, pacea e ceea ce ne dorim noi întotdeauna, dar nu pășnicie de asta care o promovează idioții utili pentru că fac de fapt agenda, deci merg pe agenda rusească. Pacea, așa cum v-am spus, poate interveni doar atunci când criminalii încetează să mai împuște în Ucraina. Asta e singura condiție de pace. Altfel, pacea nu există în alte condiții. Atunci când încetează să mai împuște și atunci când se retrag de pe teritoriul Ucrainei. Asta este singura condiție de pace. Dar asta se pare că nu se poate întâmpla din cauza smintelii pe care o are Putin și sprijinului pe care, din păcate, îl mai are de la toată agentura rusească în Occident. Nu am fost în stare, nu am putut să-mi închipui că agentura rusească este atât de implantată pe tot globul pământesc, în primul rând în Occident. N-am putut să-mi imaginez așa ceva. V-am vorbit de atâtea ori despre Comintern, despre banii rusești care au mers să sprijine subversiv planurile Rusiei. Nu am putut să-mi imaginez că au reușit să-și slobozească tentacole până în cancelariile occidentale și până la Washington și în altă parte. Deci acum vedem politicieni șantajați și șantajabili. Diplomația rusească la ora actuală reușește să facă ravagii prin cancelariile occidentale. Ei pe câmpul de luptă sunt bătuți, chiar dacă mai înaintează, numai că succesul lor pe câmpul de luptă nu este la fel de mare cum este pe tărâm diplomatic și pe tărâmul agenturii lor care merg să le ceară plată celor cărora le-au plătit atâția ani mită. Eu cred că după ce se va termina acest război, avem de făcut o clarificare mare. Eu când spun lucrurile astea, eu o spun cu adrese foarte concrete. Asta nu este o apreciere generalistă la adresa Occidentului, pentru că eu sunt pro-occidental și cred că locul nostru al românilor este în civilizația europeană, dar cu un alt profil de țară decât cel pe care îl avem acum. Cu un alt profil de țară și mă refer la România, nu la teritoriile astea în derivă în care trăim noi aici, cu guvernări aservite oricui, cu guvernări aservite oricui. Bună, mei prieteni, puneți un like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Promovați-l și spuneți-l și altora. Deveniți patroni, dacă vă puteți permite. Astăzi este ziua de întâi și vă amintesc patronilor că este ziua dumneavoastră de facturare și dacă mai vreți să rămâneți în rândul patronilor, nu uitați să vă verificați conturile.
Așa cum am spus, abonați-vă și puneți un like la această emisiune, mergem mai departe. Bunii mei prieteni, Ucraina acum trăiește o perioadă extrem de complicată. Războiul, așa cum v-am spus, s-a schimbat. Nu mai este atacul cel la cavaleriesc pe care l-a făcut Putin atunci când a crezut că în 3 zile pune mâna pe Rusia, după care ajunge la Prut și până la frontiera Poloniei și începe să șantajeze Occidentul. Nu mai este acea situație, dar asta nu înseamnă că ucrainenilor le este mai ușor. Chiar dacă nu mai fac atrocitățile pe care le-au săvârșit în Buce, la ora actuală fac alte atrocități. Copiii rămași orfani din zonele ocupate de ei sunt luați și duși în Rusia și li se schimbă identitatea. O să fie încă ani de zile când rudele o să-și caute copiii împrăștieți prin toată Rusia. Nu mai vorbesc de lagările de concentrare pe care le-au creat pentru ucrainenii care sunt împotriva rușilor și cei ce fac ei acolo în teritoriile ocupate cu încercarea de a-și impune toți parametrii țării lor, de tot rahatul, țării lor de tot rahatul, care nu am nicio îndoială că se va duce și mai mult în hăul baiarășnicului și a civilizației lor de baiarășnic. Bunii mei prieteni, trebuie să știți că Ucraina la ora actuală are toate șansele să-și recupereze teritoriile și să întreprindă o contraofensivă de succes. Este stresantă această situație când, pe de o parte, ajutoarele încă întârzie din mai multe motive, întârzie și din motivul că e război și transportarea lor este complicată, întârzie și din faptul că deciziile în democrații se iau destul de complicat, întârzie și din cauza că există anumiți politicieni europeni care pun bețe în roate acestei înarmări a Ucrainei. Dar este un lucru foarte important pe care vreau să vă spun. Faptul că Scholz sau Macron, la ora actuală, zădărnicesc planurile de înarmare a Ucrainei, zădărnicesc de fapt războiul din Ucraina, dar asta sunt doar declarații și decizii politice. La nivel instituțional, lucrurile, agenda de război a țărilor europene, a țărilor NATO, a țărilor întrunite la Ramstein, care se vor întâlni din nou, 47 de țări, acele țări trăiesc o agendă de război și de sprijin a Ucrainei. Există însă atitudini politice pe care rușii le obțin prin șantaj, prin agentura lor pe care o au și așa mai departe. Faptul că administrația Scholz la ora actuală, cancelarea lui Scholz la ora actuală sau cea lui Macron zădărnicește anumite planuri de sprijin a Ucrainei, asta nu înseamnă că Ucraina nu își primește tot ceea ce are de primit. Scholz și Macron, eu sunt sigur că vor fi vinovați direct pentru sau indirect, hai să spunem nu direct, dar indirect pentru moartea a mii de ucraineni care din cauza deciziilor lor lașe nu primesc ceea ce ar fi avut de primit. Închipuiți-vă că Bundestagul și Bundeswehrul au adoptat decizii de livrare a armamentului către Ucraina, iar blindatele care trebuiau să ajungă în Ucraina n-au ajuns nici până acum. Abia ieri Scholz a semnat un decret prin care blindatele care trebuiau să meargă către Ucraina a fost semnat să meargă către Grecia, iar Grecia să dea niște taburi, niște mașini de luptă de producție rusească să le dea ucrainenilor. Este sfidător și revoltător ceea ce face Scholz. Dar sper că societatea germană, sondajele arată că societatea germană sprijină Ucraina. Analizele arată că și instituțiile germane funcționează ca ceasul atunci când e vorba de angajamentele pe care și le-a luat Germania în ceea ce ține de sancțiuni. Uitați-vă că ieri a fost adoptat pachetul 6 de sancțiuni care va lovi și mai mult Rusia. Eu vă mai spun încă o dată, pentru ca să lămurim foarte exact unde suntem noi românii în situația asta. Eu știți părerea mea, știți consternarea mea, știți frustrarea mea legată de comportamentul clasei politice românești. Acum, de fapt, înțelegem că unirea pentru clasa politică românească e o doină dulce pe care ăștia o cântă pe la sărbători. Nimic mai mult.
Deci cât a plătit societatea românească corupției românești, făceam de 10 ori, făceam tot felul de planuri de reunificare a celor două țări. Nu mai zic că România era prima țară interesată ca să consolideze cât poate independența energetică, economică, independența politică a Republicii Moldova, pentru că doar așa aceste țări pot deveni o singură țară puternică. România are nevoie de o schimbare de profil. Eu când vă spun lucrurile astea, vă spun pentru dumneavoastră cei care mă ascultați. Nu cădem pradă naționaliștilor români care încearcă să se prezinte drept conservatori, care caută o identitate românească în istorie, care caută identități bizantine, a treia Romă, cu Biserica Ortodoxă, cu valorile noastre naționale. Noi avem nevoie de un profil național românesc care poate fi schimbat prin unirea celor două Românii, prin unirea către țara românească a teritoriilor care au un instrument de integrare cu România. Iar clasa politică românească acum se vede că de 30 de ani a fost coruptă, n-a avut pe agenda un element care să consolideze această idee de reunificare a celor două state românești. Iar acum când am ajuns că noi, Republica Moldova, suntem de o vulnerabilitate ieșită din comun. Acum, ca să fiu explicit aici. Așa cum v-am spus, există țările prietene Ucrainei, care vor fi țările aliate ale Ucrainei, care vor fi, eu cred că se creează acum o alianță dintre țări pentru foarte mult timp înainte. Deci arhitectura aceea care a fost construită după cel de-al doilea război mondial, acum în mod sigur se schimbă. Și nu numai din cauza că se va prăbuși Rusia, nu numai din cauza că se va prăbuși regimul lui Putin de la Moscova, iar Rusia în timp va trebui să fie dezarmată, deputinizată, dezalcoolizată, deoligarhizată și așa mai departe. Și asta trebuie să o facă anumite forțe din Rusia, împreună cu ucrainenii și împreună cu alte popoare civilizate care să îndepărteze pentru totdeauna pericolul că năpârcile astea alcoolizate vor mai porni vreun război în Europa împotriva noastră a tuturor. Din cauza că ne doresc nouă moartea, ne doresc nouă să nu trăim civilizați și așa mai departe. Deci arhitectura se va schimba foarte mult. Acum, ascultați-mă atent că tot la România mă întorc. Bunii mei prieteni, țările Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, în primul rând, după ele, Polonia, după Polonia, țările Baltice, după țările Baltice, Slovacia și Cehia, le-am pus în ordinea în care stau ei în raport cu Ucraina. Deci astea sunt țările care eventual vor putea să constituie și o alianță mare, militară, politică, economică după război. Pentru că la inepția lui Macron, care a încercat să înlăture pericolul de a o primi pe Ucraina în Uniunea Europeană, încă nu sunt sigur că în luna iunie va fi discutată, va fi pusă pe agenda, nu sunt sigur că în luna iunie va fi discutat, dezbătut și admisă Ucraina, Republica Moldova și Georgia drept candidate în Uniunea Europeană. Nu sunt sigur de lucrul ăsta. Imediat o să vă explic de ce nu sunt sigur. Deci, i-a răspuns foarte bine Boris Johnson lui Macron printr-o propunere pe care a avut-o el. Iarăși vă rog să nu considerați că asta chiar așa se va întâmpla, dar ca și joc diplomatic, ca și luptă diplomatică la ora actuală cu agentura Rusiei în Occident și cu îndrăgostiții de Rusia care au adus Europa în această situație, este foarte bună contraofensiva lui Boris Johnson. El zice, Macron a propus deci el nu s-a exprimat chiar așa, eu dezvolt subiectul. Deci Macron a propus că Uniunea Europeană să rămână un actor, un actant, dacă vreți, european ca o entitate politică, economică, așa cum este ea.
Iar dacă vrem să mai alte țări să facă parte ca și cum dintr-o comuniune europeană, e foarte bine și e la moment să construim o altă organizație europeană, o comunitate europeană în care să intre și Uniunea Europeană ca actor separat. Că în Uniunea Europeană cam nu mai sunt locuri libere și noi știm de ce ei nu vor să admită Ucraina în Uniunea Europeană. Johnson spune ce da, e ok, dar noi am putea să facem o comunitate europeană în care să fixăm obiective asemănătoare ale civilizației europene, obiective asemănătoare cu cele de la Copenhaga, să promovăm valori asemănătoare cu cele pe care le-a îmbrățișat Uniunea Europeană. Dar fără ei, dacă ei nu vor să primească Ucraina în Uniunea Europeană, ar putea să se constituie o alianță politică, o alianță economică, o alianță în care se declare drept comune valorile europene a drepturilor omului, a drepturilor minorităților, a eficienței economice, a tot cei ce au fost declarate ca principii la Copenhaga. Și țările astea ar putea fi Marea Britanie, Polonia, Ucraina, țările Baltice, Slovacia, posibil Cehia. Asta ar putea să creeze și ar crea nu numai o comunitate europeană, dar ar crea și un brâu de securitate de la Baltica până la Marea Neagră. Asta spune Johnson și a fost o replică foarte bună pentru cocoșul ăsta de Macron, care a făcut atâtea rele în această perioadă, cu Scholz-a lui și cu toată politica lor de zădărnicire a planurilor de înarmare și de învingere a Rusiei într-un război cu Ucraina. Deci, de ce să nu-i dai o asemenea replică? Desigur că dorința mea este să creăm o Uniune Europeană în care să intre toate țările astea, să intrăm și noi, România, că suntem în Uniunea Europeană, numai că, așa cum vă spuneam, noi avem nevoie de o schimbare de profil a țării noastre, a României. Imediat ajung acolo. Nu uitați să puneți un like, abonați-vă la canalul ăsta de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Astea sunt țările prietene Ucrainei, care deja s-au afirmat. Noastră știți cât a dat Estonia Ucrainei în această complicată situație? Ucraina, Estonia, care este o țară minusculă în raport cu Ucraina, a dat 30% din tot efectivul ei militar. A sprijinit, raportat la efectivul ei militar, a dat cel mai mult Ucrainei. Cum e posibil așa ceva pentru o țară atât de mică și cu o inimă atât de mare și cu o viziune atât de mare, Estonia? Nu mai zic și alte țări baltice au procedat la fel. Polonia, care a contribuit enorm la înarmarea Ucrainei. Iar România noastră stă departe. România noastră nu-i nicăieri. Fiți atenți ce vă spun acum. Până și Ungaria, care este declarată adversară Ucrainei, până și Ungaria, care a făcut atâtea rele Ucrainei în această situație și le-a făcut nu numai că și Turcia își promovează interesul ei de țară, dar cât de mult a sprijinit Turcia Ucraina este peste orice așteptări. Nu numai datorită faptului că Ungaria și-a promovat interesele ei, ci pentru că Ungaria este agentul de influență a lui Putin în Europa. Nu numai din cauza că au fost dependenți de resursele energetice rusești și așa mai departe, pentru că Ucraina are o guvernare zis conservatoare, împreună în frunte cu acest Orban, care este un fel de orizont de așteptare pentru tot felul de conservatori din ăștia care vor state fundamentaliste religioase, care vor profiluri din astea naționaliste medievale, care vor suveranism împotriva globalismului și așa mai departe. Nu numai din această situație, dar vă spun că până și Ungaria, care se înscrie
în rândul țărilor neprietene, Ucrainei va avea șanse după acest război, pentru că joacă. Joacă pe interesul ei, dar joacă. Iar Ucraina poate fi iubită, iar Ungaria sau orice țară care sprijină sau nu sprijină Ucraina în situația asta, poate fi urâtă sau iubită de ucraineni. Urâtă acum. Ucrainenii se pot îndrăgosti de aceeași Ungaria după ce se schimbă conducerea acolo, dar de România nu vor ști. Pentru că țări ca România, Bulgaria sau Republica Moldova nu merită nici ură și nici dragoste, merită dispreț. Merită să uiți de ele pentru totdeauna. Nu mai ține minte cineva, nu știe cineva, ăsta, Iohannes, el e viu în general, nu e în comă, nu i s-a întâmplat nimic, nu există. Eu când mă uit la Ciucă, ăsta mi-e dor de Dăncilă. Până și Dăncilă avea față, până și Dăncilă avea măcar un anumit șarm. Cum a fost ăsta comandant de armată? Cum a fost ăsta? Că e general. Cum a putut nou să ni se întâmple nenorocirea asta în vremuri atât de importante să avem o clasă politică atât de lașă? O clasă politică atât de lașă. Deci România nu există. România nu există în vreo decizie, în vreo propunere, în vreo inițiativă din partea României de sprijin a Ucrainei. Nu mai zic de faptul că România nu este un teritoriu prin care să tranziteze armament pe Ucraina. Nu este. A livrat ceva armament de ascuns, nu știe nimeni. Nu va valorifica politic niciodată chestia asta. A livrat niște kalașnicovuri către Ucraina, dar așa să nu enerveze pe ruși, să nu știe rușii cumva că România dă armament Ucrainei. Sunt foarte ofticat pe subiectul ăsta. Sunt foarte ofticat pe poziția actuală a României. Și clasa politică de la un capăt la altul este așa. Eu accentuez încă o dată pentru românii unioniști, pentru cei care înțeleg ce înseamnă proiectul nostru Republica Unirii. Pentru cei care înțeleg ce înseamnă proiectul nostru Republica Unirii. Accentuez încă o dată. România are nevoie să-și schimbe profilul de țară. Nu să meargă pe mâna unor smintiți gen George Simion sau Șoșoacă sau alții care strigă în gura mare suveranism, că România ar fi argat în Europa și așa mai departe. Astea toate nu sunt adevărate. România nu argățește pe nimeni în Europa. Da, românii au profilul ăsta de ca și moldovenii, ca și alții din Est care au mers munci, dar și muncile le fac demn. Nu la asta mă refer. Deci România nu este exploatată de nimeni. La suverenitatea ei n-a atentat nimeni. Cei care au atentat la suverenitatea României sunt numai românii. Care au atentat la suverenitatea României prin corupție, prin lașitate, prin indiferență totală și printr-un soi de doină a unirii. În felul ăsta am ajuns aici unde am ajuns. Dacă România avea pe agendă unirea cu Basarabia, așa cum vă spuneam, trebuia să consolideze prin toate posibilitățile independența acestei țări, care să ajungă într-o bună zi să aibă independență energetică, economică, politică, ca să poată să realizeze unirea. Altfel nu ajungem nicăieri. Iar România, vă spun, România nu va mai fi, România nu mai este jucător. De pe acum a căzut din toate cărțile. Pentru că s-a văzut că este umilă, că așteaptă să-i spune de la Bruxelles ce să facă. Așteaptă să vadă ce face Macron, că poate spune ceva și Iohannes. Așteaptă să vadă ce face Scholz. Nimic, absolut nimic. Uitați-vă că România noastră nu mai există pe harta Europei acum. A, că în rest, am văzut astăzi Ciucă la Partidul Popular European, se întâlnește cu Maia Sandu, dacă vreți să-i auziți tot felul de persoane publice din România, aiurează cum vreți, pe subiectul, nu, cât înțeleg și ei că e de războiul ăsta, cât sunt de puternici rușii, câte probleme neclare sunt la ucrainenii ăștia, cum România e cea mai șmecheră în situația asta. Sunt foarte ofticat și acum când mă uit la ceea ce se întâmplă, îmi dau seama de ce nu a putut fi terminată nicio autostradă dintr-un capăt în altul. Îmi dau seama de ce n-au fost valorificate
în 10 ani de zile gazele din platoul insulei Șerpelor, deși câștigul de cauză în Tribunalul European a fost încă acum 10 ani, îmi dau seama de ce lobby rusesc a ținut România pe agenda Gazpromului, chiar dacă România are suficiente gaze naturale proprii, plus la cele din Marea Neagră, era suficient, puteam și noi, Republica Moldova, să ne conectăm la independența energetică a României. Dar nimic din asta nu s-a făcut. Restul a fost totul. Vă mai amintiți acele 100 de milioane care au fost date încă înainte pe timpul lui Filat, din care au ajuns să fie valorificate doar vreo 30 de milioane, din care vreo 30% din acele 30 de milioane au fost parandărături împărțite în toate părțile. Și acum s-au mai adăugat alte 30 de milioane și au venit iar 100 de milioane în Republica Moldova pentru sprijinirea a nu știu ce rahaturi prin teritoriu, nu știu ce, tot felul de chestii, dar noi ajutăm, noi facem. Dar România s-a retras cu coada între picioare de peste tot și din formatul 5 plus 2 atunci cu Transnistria și din orice problemă oarecum conflictuală cu Rusia sau în raport cu Republica Moldova. Eu asta o spun ca un reproș direct a ceea ce suntem noi și ceea ce este clasa politică românească. Nu asta este interesul nostru a tuturor românilor. Nu asta este și nu politica, nu suveranismul, nu conservatorismul, nu profilul de astea. Națiunile sunt nu atât societățile, inclusiv națiunile sunt organizate pe doi indici cei mai importanți. Pe unul, identitate. Această identitate poate fi națională, politică, economică, diplomatică. Pe o identitate care cuprinde toate aceste elemente și pe concurență. Eu când vă spun acum este că noi ne-am tăiat toate șansele să mai putem concura cu Ucraina sau cu alte țări care știu foarte exact ce au de făcut într-o nouă arhitectură de securitate, într-o nouă arhitectură politică și economică a Europei care va interveni după acest război nemilos în care Rusia face atâtea tragedii pe capul ucrainenilor. Dar în același timp, Ucraina, care în mod sigur are un profil acum, nu de stat calic ca noi românii. Nu de stat calic ca noi românii. Pentru că în ceea ce face Scholz și Macron, sconține și elementul de care ucrainenii trebuie să se mândrească. Ei nu mai sunt tratați cu milă, ei nu mai sunt tratați ca calicii Europei, ei sunt tratați ca parteneri egali și de temut pentru cei care au alte planuri decât cele pe care le declară. Aici și din acest motiv ucrainenii au deja motive de mândrie că sunt luați în serios, că nu doresc din cauza că se tem de concurența cu Ucraina și multe alte lucruri. Multe alte lucruri. Dar slavă Domnului, există instituțiile lor, instituțiile acestor state care s-au clădit ani de zile, sute de ani dacă vreți. Instituțiile care funcționează ireproșabil. Asta este Occidentul. Eu de aia sunt pro-occidental, pentru că dincolo de clasele astea politice comunizate, duse pe tot felul de teorii idiote și lașe, dincolo de asta, aceste țări au economii liberale, au inițiativă privată și sectorul capitalist menține profilul acestor țări civilizate. De aia vrem în Uniunea Europeană. Nu pentru a fi argați, așa cum zic ăștia, nu pentru a trăi în tot felul de teorii că Europa este decadentă, că acolo nu se mai poate face nimic, pentru așa au ajuns în brațele. Așa au ajuns în brațele rușilor. Bune, mei prieteni, puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și distribuiți această emisiune. Trec la agenda internă. Trec la agenda internă. Vă mai amintiți când eu v-am spus dumneavoastră că această guvernare, Maia Sandu și pasul ei, au o singură șansă. Fie că devin un detașament de sacrificiu, fie că noi ne ducem de rupă complet, pentru că ei erau practic alternativa, ei erau singura alternativă. Și acum să vă spun un lucru foarte important.
un lucru care adeseori este reproșat și nu este înțeles. Noastră, ca să le răspund unora care cred că eu, criticându-i pe ăștia, aș fi altceva. Deci, noi, Mișcarea Populară Antimafie, Republica Unirii, cei ce suntem noi, eu, Sergiu Mocanu și colegii mei, împărtășim aceleași valori pe care le declară pasul Maiei Sandu, în mare parte. Ei sunt un fel de social-liberali, se declară liberali, noi suntem liberali, iar valorile pe care le declară ei, legate de statul de drept, legate de integrare europeană, legate de drepturile omului, noi împărtășim toate aceste valori. Inclusiv libertățile minorităților, de la minorități naționale până la minorități sexuale. Noi împărtășim toate aceste valori, ca să fie clar profilul nostru, ca să nu se facă speculații pe chestia asta. Ori atunci când noi criticăm pe ăștia, îi criticăm pentru că sunt tâmpiți, pentru că sunt cretini, pentru că nici măcar nu sunt cei ce declară. Noi însă am pus binele în față și am spus că ei ar avea o șansă dacă acceptă rolul de detașament de sacrificiu. Nu numai că n-au acceptat rolul de detașament de sacrificiu, dar s-au înglodat imediat în interesele pe care le-a avut mafia din Republica Moldova, prin filat care la ora actuală, după plecarea lui Plahotniuc, el și multe pușlamale din jurul lui altădată care au intrat pe listele Maiei Sandu și care sunt la ora actuală și în guvern și în parlament și în președinție unde vreți, și până la tot felul de oameni care sunt în instituțiile statului și care asemenea pasageri ca Maia Sandu și pasul ei n-au avut niciodată. Eu am fost la emisiunea lui Gonța săptămâna trecută, joia trecută, și trebuie să știți că ceea ce am spus eu la emisiunea lui Gonța a fost să fluieră în biserică. Pentru că eu am vorbit despre, am deschis un pic cutia Pandorei, am deschis un pic un subiect care nu s-a abordat până acum, birocrația moldovenească. Birocrația moldovenească în instituțiile de stat, dar când mă refer la birocrația moldovenească, mă refer la sensul larg a oamenilor din instituțiile statului. Mă refer nu numai la guvern, parlament, președinție, ci mă refer și la instituțiile judecătorești, la instituțiile de drept, la cei care sunt cu salariul la stat. Nu, poate într-o măsură mai mică, mă refer la bugetarii care muncesc într-un sector cum este școala, cum este medicina. Aici mă refer mai puțin la aceste domenii. Mă refer la birocrația propriu-zis care este în instituțiile statului, nu la toți bugetarii. Și când am spus chestia asta că domnule ăștia sunt servitorii care îi așteaptă pe orice guvernare să le lingă pingelele și pentru că noi avem două diaspore, așa să fac o comparație ca să mă înțelegeți mai exact. Noi avem o diasporă, avem o mulțime de moldoveni care și-au luat soarta în mâini și au plecat la munci peste hotare și au acolo un venit demn și întrețin și pe cei de acasă, dar ei se constituie într-o parte de moldoveni, într-un sector de moldoveni care au un profil clar. Deci sunt rupți de rădăcinile de acasă, sunt plecați, își duc dorul de casă, vor să revină. Ei au o anumită viziune asupra Republicii Moldova, care este foarte confuză, adeseori rătăciri enorme, dar rătăcirile lor, adeseori a concetățenilor noștri plecați peste hotare, rătăcirile lor sunt oneste, pentru că ei nu sunt aici acasă. Ei sunt ușor de escrocheat de una ca Maia Sandu care aleargă dintr-un capăt în altul, ba la Harvard, ba astăzi la PPE, să facă discursuri înflorite și tot așa. Plus la asta, cetățenii noștri care sunt peste hotare nu trăiesc la fel de acut lipsurile pe care le au cei de aici și așa mai departe. Iar altă parte de oameni ca și cum împliniți, ca și cei care sunt plecați peste hotare, sunt cei care sunt evadați în instituțiile statului. În instituțiile statului. Și deși majoritatea dintre ei au salarii mici, salarii indecent de mici, deci modul de viață a celor din instituțiile statului, mă refer nu la toți funcționarii, care stau adeseori din lașitate, din lipsă de oportunități, din faptul că nu vor să plece peste hotare, stau și ei la niște salarii mai mici pe acolo. Eu mă refer la cei care au o funcție
Și sunt foarte mulți din ăștia din care pot fi corupți și pot face trafic de influență. Traficul de influență, acum o să râdă câțiva mai mulți prieteni pe care îi avem în România și care nu știu slangul nostru moldovenesc, o să râdă de o expresie care probabil că nici nu o să o înțeleagă. La moldoveni, traficul de influență înseamnă să tochești întrebări. Deci ei merg să lucreze la stat într-o funcție pentru a tochi întrebări. Sunt sigur că prietenii mei de la Timișoara, de la Cluj, de la București nu înțeleg ce spun acum. E o expresie dulce moldovenească, a tochi întrebări, nu se traduce românește. Ei tochesc întrebări peste tot. În justiție, la procuratură, peste tot, moldoveanul care nu a plecat peste hotare și care vrea să fie om împlinit, se duce să fie birocrat pe undeva sau să lucreze pe lângă putere ca să tochească întrebări. Și vă spun eu, deci tochitul întrebărilor, traficul de influență este modul de viață a instituțiilor statului moldovenesc. Nu mai zic ce se întâmplă acum în administrația publică locală. Și aici nu mă refer la primării, la primari și comune, ăștia n-au încotro că sunt direct în contact cu lumea. Mă refer la instituțiile la nivelul 2, la nivelul de raioane. Eu vă asigur, bunii mei prieteni, că dacă îi fugărește într-o bună zi pe toți din raioane, nu comune, nu nivelul 1, dar nivelul ăsta 2 parazitar, dacă îi fugărește într-o bună zi, nu-și amintește nimeni niciodată că eu fost acolo. Nu-și amintește nimeni niciodată că eu fost acolo. Ori oamenii ăștia rămân în funcție. Mă refer la birocrația asta din așa zisele consilii raionale, deci ăștia nu se ocupă cu nimic altceva decât primesc un salariu de la stat și tochesc întrebări. Nimic altceva nu fac. Nu mai vorbesc de administrația, deci administrația publică centrală, guvern, ministere, parlament, acolo e dezastru în acest sens. Și dacă pe timpul lui Plahotniuc, măcar cel puțin stemeau de Plahotniuc, acum nu mai au nicio frică de nimeni. Nu mai au nicio frică de nimeni. Pentru că cei care au venit la guvernare sunt tâmpiți. Pentru că cei care sunt la guvernare acum încearcă să se înșurubeze pe orice posibilitate să unde să câștige bani în altă parte. Câștigă bani la fel cum au câștigat pe lângă Filat, că de acolo sunt venit. Și acum am să vă spun o chestiune pe care o consider importantă și care, după care trebuie să vă răspund la întrebări. Bunii mei prieteni, ceea ce se întâmplă la ora actuală în justiție nu este nici reformă și nici nu poate să aducă la nimic bun. Eu vă asigur că noi nu putem să fim un stat normal și nu putem să fim altceva decât un teritoriu în derivă dacă nu avem o economie funcțională. Ori noi, economie funcțională, nu putem avea, nu din cauza lipsei de resurse, nu din cauza birocrației, din cauza că oamenii de afaceri sunt escrocheați și astea sunt, dar nu este cel mai important chestiune. Cea mai importantă piedică în dezvoltarea economiei, inițiativii private, afacerilor în Republica Moldova este justiția, care a fost parte a statului capturat și care nu a fost tratată de către noua guvernare ca colaboraționiști cu statul capturat. Eu nu zic că toată justiția este la fel. Eu zic că trebuia să existe un zero time, să spun în satul meu. Trebuia să existe un moment zero de la care să fie eliminați din sistem vârcolacii, să fie eliminați din sistem odioșii, iar pentru restul tot să facă o amnistie. Și de acolo, din acel moment, să pornim o altfel de atitudine în justiție. Ca să se fi întâmplat așa ceva, trebuia să nu se pornească acel război idiot a Maia Sandu împotriva lui Stoianoglu. Și eu cred că Stoianoglu, v-am spus și altă dată și mi-am amintit astăzi, vorbind cu colegii mei astăzi în ședință, vă amintesc, eu cred cu tărie astăzi, că ceea ce s-a întâmplat cu Stoianoglu nu este doar țâfna Maia Sandu. Eu cred că țâfna Maia Sandu acoperă
un interes foarte mare a tuturor cercurilor. Care sunt cercurile astea? E vorba de traficul de droguri, e vorba de traficul de țigări, e vorba de Transnistria și interesele mai multor cercuri de aici, deja oploșiți pe lângă noua putere în Transnistria, și e vorba și de anumite conexiuni și de anumite interese oarecum europene. Transilvania Bancă este o tranzacție care s-a făcut fraudulos. Chiar dacă Transilvania Banca, Banca Transilvaniei, este de fapt Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Și de acolo au fost oameni foarte interesați ca Stoianoglu să nu mai rămână. Pentru că Stoianoglu a fost un procuror cu un profil de om cum se cade, de un foarte bun profesionist și de un om care s-a apucat să reformeze procuratura. Procuratura, așa cum arăta ea cu Stoianoglu, era procuratura care deja dădea primele roade. Deci lumea de afaceri nu se mai temea să se ocupe de afaceri. Nu se mai temea să aibă inițiativă privată și știau că procuratura nu este bâta cu care le va fi luat business-ul. După eliminarea lui Stoianoglu, toată chestia asta s-a dus pe apa sâmbetei. Și eu cred că toată bătaia de joc care a fost împotriva lui Stoianoglu s-a întâmplat pentru că Stoianoglu a fost comandat. Stoianoglu deci Maia Sandu a avut angajamente, nu pur și simplu că e țâfnoasă, a avut angajamente să-l elimine și să nu permite în niciun caz un om cu asemenea profil să conducă procuratura. Și eu acum stau și mă gândesc dacă nu cumva m-am grăbit să spun că Stoianoglu nu mai are șansă și n-ar mai trebui să pretindă să vină înapoi. Stoianoglu, eu cred că a greșit. Stoianoglu nu a făcut tot ce i-a stat în puteri, ca în perioada asta de când a fost reținut, arestat la domiciliu și i-a fost impusă interdicția de a comunica, eu cred că el a trebuit să găsească metode de comunicare. Această poziție a lui non-combat și faptul că el stă undeva în umbră, faptul că el nu comunică, aduce prejudicii și lui și acestui stat. Astăzi, avocații lui Stoianoglu au comunicat. Astăzi, avocații lui Stoianoglu au comunicat că CEDO, juriștii de la CEDO au cerut Republicii Moldova să comunice motivele pentru care Stoianoglu a fost persecutat. Au zis ce vă spun? Să comunice motivele pentru care Stoianoglu a fost persecutat. Să comunice motivele pentru care Stoianoglu i s-au intentat dosare pe bandă rulantă, motivul pentru care a fost înlăturat și motivul pentru care a fost evaluat. Toate astea, chiar dacă nu se conține expres, așa cum vă spun eu, vor fi pe agenda instituțiilor europene. Și cu toată prietenia Maia Sandu pe la PPE, cu tot lobby-ul pe care îl face ea, ea nu scapă, pentru că asta intră în contradicție directă. Și eu sunt sigur că acum avem teren să zădărnicim statutul de candidat a Republicii Moldova la UE cu porcărie pe care a făcut-o Maia Sandu. Trebuie să dărâncit. Dar cum altfel? Eu am să fiu dușmanul Republicii Moldova? Dacă o să comunicăm Uniunii Europene că o țară care pretinde să devină candidat, nu poate să devină candidat cu încălcarea flagrantă a drepturilor omului și cu cei ce au făcut ei în cazul lui Stoianoglu. Și eu cred că asta este cea mai mare lovitură pe care trebuie să o primească. Nu de la dodoniști, nu de la socialiști, nu de la Șor, ci de la oamenii care au același profil ca și ei, la cei care împărtășesc valori europene, nu la cei care sunt împotriva Uniunii Europene și inventează tot felul de potlogării împotriva Uniunii Europene, dar de la cei care credem în valorile europene, care credem în faptul că România și Republica Moldova pot fi o țară europeană, o singură țară europeană. Și credem în capacitatea românilor de a-și crea un profil, alt profil decât l-a creat clasa politică românească. Este inadmisibil, este incredibil ce au făcut ei cu Stoianoglu.
Vă zic pentru prima dată. Eu cred că m-am grăbit atunci că el n-a comunicat, asta e greșeala lui, că el nu, deci el trebuia să găsească motive. Chiar dacă exista pericolul ca ei să-l închidă în penitenciar, dacă el comunică. Dar nu se poate să nu comunice. Acum trebuie să încercăm să comunicăm Uniunii Europene atunci când va fi discutată chestiunea cu eu nu știu cum o răspuns ei la întrebările celea când îi fac harcea-parcea în justiție. Eu nu o să mă refer acum, trec să vă răspund la întrebări, nu o să mă refer acum, cred că la chestia asta cu nedorința Maia Sandu de a semna pentru niște judecători, pentru că eu nu știu ce să vă spun aici. Între judecătorii cei pentru care ea nu semnea să le prelungească, deci ei au ajuns la vârsta de, nu știu, 5 ani sau nu știu foarte exact, și trebuie să le prelungească termenul, e o chestie la care eu am să revin pe urmă, pentru că e mai mult de spus. Eu nu consider faptul ăsta unul din care să putem să deducem ceva. Pentru că, așa cum v-am spus, în instituțiile judecătorești este nevoie de reformă. Este nevoie de reformă. Dar, așa cum v-am spus eu, să fie eliminați odioșii din sistemul judecătoresc, odioșii care sunt foarte mulți și care încurcă acestor tineri, gen unei judecătoare, Sânduța, care am văzut-o într-o confruntare cu Litvinenko, era profesor, era academician în raport cu idiotul ăsta de Litvinenko. Idiotul ăsta de Litvinenko. Limbricul ăsta de Litvinenko care aduce atâta rău Republicii Moldova. De nu vă puteți imagina. Iar dacă Republica Moldova, dacă vom putea să comunicăm și dacă găsim vreo modalitate să comunicăm Uniunii Europene, că Republica Moldova nu poate primi statut de candidat, încălcând în halul ăsta drepturile omului, vinoveți pentru neadmiterea în calitate de candidat a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, trebuie să-i facem pe cei care își bat joc de țara asta acum și de instituțiile statului ăsta. Deci vă zic, CEDO a cerut Maia Sandu să comunice de ce a fost persecutat Stoian Ovă. Bună, mei prieteni, puneți un like, abonați-vă, verificați-vă conturile patronii și deveniți patronii acestei emisiuni dacă vă puteți permite. Bună seara, domnul Locanu. Europenii din vest deja se oftică de prețurile mari. Cât credeți că va mai dura valul ăsta de suport pentru Ucraina din partea UE? Acest, deci suportul pentru Ucraina va dura până Ucraina va învinge Rusia. Și după ce o va învinge, Uniunea Europeană va sprijini Ucraina cu un plan de refacere a Ucrainei. Iar nu știu dumneavoastră cine sunteți cel care mă întrebați și nu știu ce înțelegeți dumneavoastră atunci când spuneți că europenii se oftică de prețuri. Da, acolo vor fi și revolte, sigur că da. Oricând când omul îi staie de pâine există revolte, dar dincolo de revolta unor oameni care înțeleg, dincolo de eforturile pe care trebuie să le facă statele, pentru ca acești oameni să nu naufragieze, există interesele strategice, inclusiv a acestor oameni care suferă acum de pe urma prețurilor. Există interesul lor pe care ei poate nu-l văd acum, dar interesul nostru a tuturor este ca Rusia să nu mai fie un pericol pentru toată Europa. O Rusia astăzi omoară oameni la Donetsk. Omoară oameni la Donetsk, la Lugansk, și deportează oameni din Herson. Noi ne putem, indiferent cât de mari vor fi prețurile, noi putem să ne împăcăm cu așa ceva? Eu n-am avut timp, acum am lăsat un subiect, să vă spun data viitoare, legat de resursele energetice a Republicii Moldova și ce nu face, pentru că am avut să vă spun subiectul ăsta juridic. Data viitoare am să vă spun ce o să fie la iarnă cu criza gazelor și din ce cauză noi am ajuns aici. Așa că, dumneavoastră, cel care ați pus întrebarea asta, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că întrebarea dumneavoastră se conține și răspunsul când îmi spuneți că se oftică europenii. Tare grijă mult aveți voi de oftica europenilor. Europenii, statele europene, chiar dacă Macron este cel care este așa, Scholz este așa, statele europene vor sprijini Ucraina
în războiul ăsta cu armament și o vor sprijini cu un plan Marshall pe urmă pentru a o ridica din ruin. Domnul Canu, de ce a demisionat Isaulinco? Isaulinco a fost rugat să demisioneze de către actuala guvernare și el i-a ascultat. Isaulinco este principalul actor în demisia lui, în demisionarea lui Stoianoglu. Isaulinco a organizat diversiuni prin care au prezentat informații, au sprijinit informațional și cu tot felul de mânării demiterea și batjocorirea lui Stoianoglu. Deci Isaulinco este șeful unei instituții care a pregătit, a instrumentat și a fost alături de Maia Sandu pentru întrelăturarea lui Stoianoglu din interese, din interese mafiote, din interesele contrabandei de droguri și multe altele. Acum Isaulinco și-a îndeplinit misiunea și Isaulinco a plecat. Acum cine va veni în locul lui Isaulinco este la fel de grav cât, ca și Isaulinco. Pentru că trei candidaturi pe care le cunosc eu, una, nu, care știu eu trei nume, nu le cunosc pe toate, deci unul oarecare Alexandru Musteață, care zice că e consiliera lui Gavriliță, nu știu cine e el și zice că e un băiat tânăr care nu știu cine e el, chiar nu știu, dar alte două candidaturi alte două candidaturi care sunt una mai bună ca alta, unul Iulian Groza, dacă nu vă spune nimic numele ăsta, vă spun eu cine e Iulian Groza. Iulian Groza e ficiorul lui Taixo. Taixo era un fel de persoană care tochea întrebări pe lângă Urecheanu, pe lângă poliție, pe lângă procuratură și l-a făcut diplomat pe fiusul. Iar fiusul ăsta a fost unul uns pe lângă Leancă, acum este uns pe lângă Maia Sandu și acum este candidat să ajungă șef la SIS. Puteți numai să vă imaginați ce o să fie la SIS cu Iulian Groza. Dar cel care are mai mult șanse decât Iulian Groza este actualul consilier a Maia Sandu, pe nume Recean, nu Nouț. Ei, ia că atunci o să vă pomeniți toți cu capul de asfalt. Dar și într-un caz și în altul va fi la fel. Pentru că Recean va asigura că tot ceea ce au păzit aceștia, de la contrabandă până la informații care trebuie să ajungă pe masa tuturor celor care le trebuie instrumente de șantaj, totul asta va fi înmulțit la 10, la 20, la cât vor dori ei. Bună seara! Care ar fi motivul schimbării retoricii Harvard-Deutschei despre neutralitatea, aveți în vedere, cred că, și necesitatea totuși a modernizării armatei prin donație de arme și nu prin procurare? Vă rog, nu vă supărați pe faptul că eu vă răspund câteodată acid. Dar haideți și dumneavoastră să formulați întrebările așa că să le înțeleg eu, pe de o parte. Doi, informați-vă dumneavoastră ca să spuneți lucrurile exacte, pentru că dumneavoastră spuneți lucruri greșite aici. Deci, Harvard-Deutschea nu și-a schimbat, nu vă supărați că vă ocărăsc, Harvard-Deutschea nu și-a schimbat retorica în privința neutralității. El spune aceleași inepții pe care le-a spus. El s-a bălbâit subiectul pe inițiativa Marii Britanii de a furniza armament Republicii Moldova. Unde ați auzit dumneavoastră că el și-a schimbat cumva retorica privind neutralitatea? Spune aceleași inepții. Spune aceleași inepții, așa că nu afirmați lucrul ăsta. Deci ea s-a bălbăit pe subiect, n-a avut ce spune, nu poate merge împotriva Marii Britanii și a spus că, domnule, armata trebuie înarmată, armata în primul rând trebuie reformată. Noi nu avem nevoie de ostași în termeni în armată, dar ea nu se pricepe la așa ceva, ea nu poate face așa ceva, ea nu are nici minte pentru așa ceva, nu are nici caracter pentru reformarea armatei. Noi avem nevoie de câteva batalioane, îmi place gluma aceea când întreabă cineva care este cea mai pregătită subdiviziune a armatei naționale, zice orchestra prezidențială a armatei, orchestra aia pe care o au ei, cred că e cea mai bine dotată și cea mai bine înarmată și cea mai bine pregătită. Orchestra aia care cântă pe la
pe la când vin președinții, care cântă marșul de onoare sau ce mai cântă e acolo, imnul Republicii, Moldova și tot așa. Deci nu și-a schimbat ea retorica în privința neutralității, și-a schimbat discursul în legătură cu faptul că Marea Britanie a spus că trebuie un armată. Și atunci ea a bălbâit-o. Dar mai departe nu duci capul să spună, domnule, avem nevoie de o altfel de armată. Mai puține, dar fără ostași în termen. Avem nevoie de o armată cu ostași, pe care să-i pregătim. Și pentru asta ar veni și bani, că necesită cheltuială armata aceea. Dar ar fi altceva. Domnule Ocan, ce credeți despre jocul nemților de a da armament greu Ucraina? Apoi de ce nu le dă? V-am spus, cred că v-am răspuns la întrebarea asta. Germania este într-un joc cu Rusia. Germania nu ar dori ca Ucraina să obțină o victorie clară asupra Rusiei. Germania vrea o soluție negociată și Macron vrea același lucru. De aia zădărnicesc planurile de înarmare a Ucrainei. Deci Rusia acționează prin elemente de șantaj în Germania, plus în Germania există cercuri foarte importante care aici e de lăudat, care își promovează doar interesele lor și numai că este enervant și ofensator la adresa nouă a tuturor atunci când Germania și-a luat rol de lider în Europa, dar pentru a-și promova doar interesele ei. Este însă de mândrie pentru ucraineni, care trebuie să înțeleagă că sunt tratați deja nu ca niște calici ai Europei, ci ca un stat care are toate șansele să fie, să aibă o identitate clară, națională, politică, economică și să fie un concurent de temut pentru foarte multe alte țări. Poate nu atât pentru Germania. Ar fi naiv să credem că Ucraina, în cel mai scurt timp, poate face concurență Ucrainei, Germaniei, dar că poate pune anumite probleme intereselor Germaniei. Da, și atunci nemții acționează. Numai că eu cred că ei acționează totuși în detrimentul intereselor germane. Societatea germană și Germania ar avea interesul ca strategic Ucraina să învingă Rusia. Să o învingă până va fi dezalcoolizată, dezarmată și nu vreau să spun denazificată, pentru că deputinizată, doar atât, că denazificare e un pic altceva. Primarul Chișinăului se alătură interdicțiilor din Găgăuzie. El nu se alătură interdicțiilor din Găgăuzie. El este același neandertal, ca și mulți din Găgăuzie care au adoptat chipurile legii o lege anti-nediscriminare. De fapt, au adoptat o lege și trebuie sancționați pentru asta, împotriva legii nediscriminării adoptate, împărtășite de Republica Moldova. O lege a nediscriminării care ne recomandă ca pe un stat european care suntem toleranți cu minoritățile. De tot felul. Minorități naționale, minorități că găgăuzii, dacă consideră că minoritățile naționale trebuie discriminate, apoi atunci trebuie să accepte că probabil și minoritățile naționale trebuie discriminate. Iar Ceban este un cretin care începuse binișor pe aici, prin târg, parcă impresionant să schimbe fața orașului ăsta, dar ca orice cretin ieșuiază în brațele ușor, în brațele neandertalilor și tot așa. O să le iasă pe ochi atitudinile astea anti-europene, anti-valori europene. Și dumneavoastră, vă rog, pe toți ceilalți care poate nu înțelegeți până la capăt, nu avem voie să discriminăm pe nimeni. LGBT, comunitatea LGBT, vor ieși în stradă nu goi, nu îmbrăcați indecent, nu vor ieși să facă gesturi indecente. Vor ieși ca oameni civilizați, ei sunt o comunitate care vor să nu fie discriminați, vor să spună dați-ne pace, să trăim și noi ca oameni și tot așa. Bună seara!
Domnule Lucanu, de ce guvernarea actuală împreună cu canalele lor de televiziune nu le explică moldovenilor că datorită faptului că Ucraina rezistă, diaspora noastră nu zboară, deasupra noastră nu zboară avioane rusești? Eu cred că v-am răspuns la întrebarea asta prin tot ce aici v-am spus. Din cauza laștății acestei guvernări, din cauza că Maia Sandu este altceva decât ceea ce se declară, din cauza că este iresponsabilă, din cauza că televiziunile lor sunt în buzunarul lor, din cauza că noi, nu numai Maia Sandu, dar noi avem o întreagă pleiadă de jurnaliști care sunt la fel de chelneri ca și cei din instituțiile statului. Eu am văzut-o pe Maia Sandu la ProTV luni. Deci, domnule, ea a mers la ProTV ca la coafor. Iată, când se duce să se machieze, să-și facă pedicura, manicura, când se duce să-și vopsească buzele, ce mai face ea acolo, tot așa se duce la televiziune. Dar doamna Maia Sandu întreabă isprăvniceasa Lorena Bobza, care trăiește într-un confort, cu un băieț care a fost și la vânătoare în pădurea domnească și care a fost uns și pe lângă chirtoacă și care are carieră la Orhei și care e mai tare ca Șor acum și care... Deci ea, isprăvniceasa, îi pune întrebări și întreabă, dar cum v-ați simțit la Harvard când ați vorbit acolo? Dar cum? Așa întrebări trebuie să pună jurnaliștii. Un funcționar, un șef de stat într-o situație de criză, într-o situație în care nu are nicio idee, într-o situație în care face atâtea porcării. Trebuie să meargă și să știe că îi se vor pune întrebări pentru care trebuie să transpire ca să stea. Nu, stă Lorena Bobza sau alți jurnaliști care o invită. Ei ce? Exprimă opinia oamenilor, opinia celor care se oftică de ce face guvernarea asta? Nici o întrebare, nici în raport cu Ucraina, nici o întrebare legată de situația economică, de situația energetică la iarnă. O să vă vorbesc data viitoare despre măsurile care ar trebui să le adoptăm acum cu criza energetică groaznică pe care o să trăim la ea și pentru care nu se face nimic acum. Dumneavoastră credeți că spânul ăsta care a plecat în Azerbaijan, chiar a plecat să cumpere gaze din Azerbaijan? Chiar este în interesul nostru să cauți gaze în Azerbaijan care se află la o așa distanță mare în Republica Moldova? Smintitul ăsta trebuie să stea la București să încerce să rezolve problema acolo cu gaze. Eu sunt stochească întrebări la Bacă. Ca și mulți alții. Domnul Mucan, mai aveți sechestru pe avere? Da. Mi-a rămas sechestru pe avere. Dar nu știu cum să-l scot. Adică eu speram că Plahotniuc va fi adus acasă, că îi se va dovedi vina și că eu ceea ce am vorbit împotriva lui va fi evident și atunci găsesc o modalitate cu avocații să întoarcem toată chestia asta. Deci averea mea în continuare este sechestrată. Eu nu pot să am conturi bancare, nu pot să declar vreun venit pentru că el imediat trebuie să intre în buzunarul celor pe care eu i-am bârfit altădată. Printre ei, principalul este Plahotniuc, căruia îi dator cu vreo 140.000 de lei, ceea ce sunt bani mari, dar eu chiar dacă și-o leu i-aș da lui Plahotniuc, aș considera o umilință. Și altora, mai sunt acolo, Olejnic, Zubcoș, mai sunt încă vreo 2-3, la care... Domnule Sergiu Mocanu, bună seara! Cum se explică că Maia Grigoriu participă la conferința PPI, dar PAS aprobă convenția de la Istanbul? PAS este raportul Matic, PAS aprobă Părinte 1, Părinte 2, LGBT. Aici să vă spun. Vă sunteți un rătăcit. Atâta pot să vă spun. Aveți o rătăcire, aveți o rătăcire care eu nu vă pot scoate din cap acum și nu-i onestă rătăcirea dumneavoastră. Dumneavoastră aveți impresia că sunteți un luptător probabil pentru
normalitatea acestei lumi atunci când spuneți lucrurile astea? Unde vă mănâncă LGBT-ul ăsta? Unde vă mănâncă pe dumneavoastră noțiunile astea despre care îmi spuneți acum și cu... Ce nu-i ok aici? Sau noi cum vrem să fim? Vrem să trăim ca rușii? Credeți că acolo nu este... Acolo nu se numește... acolo nu este pederastie. Sau dumneavoastră între drepturile omului, drepturile minorităților sexuale și pederastie, alegeți pederastie. Eu mă revolt, nu mai am cuvinte. Pederastia nu e nici termen românesc și nu există în nicăieri în altă parte decât în Rusia. Domnul Mocanu, cine e Sorin Ovidiu Vântu? Văd că pe online vorbește ca un submarin rus. Păi este... Este corabie rusească, naufragiată deja, deja cam ca Moscova, cam ca și corabie cea rusească, Moscova, care e la fundul Mării Negre, dar este unul care are, care este reprezentativ. Profilul televiziunilor românești este Vântul. Giumbușlucăria de pe la televiziunile românești se datorează lui Vântu. Sunt până acum foarte mulți care i-ar linge tălpile lui Vântu. Din păcate, Vântu e profilul României la ora actuală, în mare parte. Ori noi avem o șansă dacă reușim să schimbăm profilul politic, economic, al acestei țări. Avem o șansă. Numai așa avem o șansă. Numai cu o Românie modificată, schimbată, modificată genetic clasa politică, de la Vasilică Zichfrin Mureșan, ăsta jurnalist de pe la Vântu, cum îi zice, Doamne, îmi scapă acum, îmi pare rău. Era prieten cu Năstasa. În fine, pur și simplu am un lapsus acum, dar trebuie să pronunț și numele lui. De la ăștia până la Ciucăbucă ăsta, care a fost, care e general și care a condus și armata. Slavă Domnului că nu a fost din un război pe atunci când ăsta conduce armata. Pentru că eu când îl văd pe Ciucă ăsta, mi-e dor de Dăncilă, așa cum vă spuneam. Bunii mei prieteni, cred că este ultima întrebare. Eu vă doresc o seară bună. Eu vă aștept data viitoare. Am niște datorii față de dumneavoastră. Vă aștept data viitoare la emisiunea noastră. Promovați-o și deveniți patroni dacă vă puteți permite. O seară bună!